Deci Madalina Ghenea ți-a dat în fan. S-a demonizat. Bă, nu ne despărțim să-mi bat. Bă, orice s-ar întâmpla, bă, rămânem împreună. Ții de asta țiră după emisiune. Băi, mi-e rău că fac ca toți dracii aici. Răgulim vomită. Vomit tot cringe-ul din mine. Bine, să o iei razna, să mă apuc de băut de la 9 dimineață. E foarte periculos. Periculos is my middle name. Uai, ce bună e asta, bă. Soția ta cumva? Vei pune o manea. Cel mai wholesome început de manea. Bășini și câini. Grivei. Crezi că e reală? Știi ce cred eu? Asta e moartea mea. Froșero foșer. Gianna Pitini, Gianna Pitini, Gianna Pitini, Gianna Pitini. Hai mă, gata, dăm. Bună seara! Bună seara! Bună seara, bumbunicile mele! Bună seara dumneavoastră și bine-ați venit la emisiunea noastră! Cringiuri și caterinci! De asta ții de asta ții rău după emisiune. Păi mi-e rău că fac ca toți dracii aici. Fac ca toate visele. După emisiune. Urc un munte aici. Pentru mine asta înseamnă drăgulim vomită după emisiune. Ca să știți ce dau. Vomit tot cringe-ul din mine. Vă pup, bombonicile mele. Și bine ați venit la lăptăria lunea cringe. Da, nenea cringe și mai cum. Nenea cringe, cringe Caterincescu. Cringe care o furat Crăciunul. Da. Nenea cringe. Bună ziua, bună seara, bine v-am găsit într-un nou episod din Zgeană Pitini. Episodul fără număr 14. Că avem diezul ăla în față, la titlu, acolo avem diez. Vă prindeți voi. Vă prindeți, sunt, adică noi ne bazăm pe faptul că mai știți și voi să citiți. Încă, adică că sper noi că... nu. Da. Noi nu mai știți, citim abia... Noi le facem. Noi aici le facem, tată. Le facem, le dăm. Băieții ăștia le montează, pozează, filmează. Bă, e fabrică, bă. Da, bă, da. Vreau să citesc niște comentarii, mă lași? Hai. Citim comentarii și galoșii lui Drăgulin sunt senzații. Se pare că hai, na. Mulțumesc, că așa. Da, suntem învățați cu astea, doar îți readuc aminte. Da, da, da. Se pare că Spica a avut o copilărie mai ciudată. Cine nu știe acele desene, viața cu lui cei cu Andy, Jack, piratul cel teribil, Spic, uită-te la Death Note și o să-ți schimb părerea despre anime-uri. Da, uite, vezi, oameni de cultură. Ok, ok. Eu ți-am zis că ai avut o copilărie ciudată. Drăgulin se uită pe Pornhub la anime-uri pentru adulți. Ha, 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 ha. Ha, ha. Ar trebui să faceți o rubrică doar despre outfit-ul lui Drăgulin. Vă pup, bombonicilor. Da, rubrica asta se face de la sine, după câte se vede. Dar astea sunt comentariile de la prima ediție. Dracu, noi suntem mult mai bătrâni. Acum le-am văzut, asta ce vrei. Am și o întrebare. Șeptaru există cu adevărat sau e un personaj pe care l-a inventat Drăgulin? Eu nu-mi dau seama. Noi nu vorbim despre asta. Nu, nici noi nu ne mai dăm voi seama. A trecut atât de mult timp cât nu ne mai dăm nici noi seama cine-i cine. Drăgulin să trăiască voievozii aia. Cu ei punea Aladin frână la covor. Hai, înapoi în grot. A fost o iarnă friguroasă fără geacă Pitini. Welcome back, guys. Știi că era un băiat... Ne ziceau oamenii de la antenă când era Geana pe antenă. Pe antena... Pe ce era, bă? Antena Play. Pantera Play. Pantera... Pe A1.ro era. Ok. Erau... Tot găseau... Îți geacă pe tine. Asta e. Căutam fiecare săptămână. Era... Cred că era un băiat. Zgâlcă pe tine. Drăgulin a vrut să fie Venom și i-a ieșit pomul acela din Stăpânul Inelilor. Da, mă rog, la critică suntem buni. Suntem șmecheri.
Hai mă, să mor tu, n-ai și de alea bune? Voi fantastici. Sau le citești numai de-al dracu doar pe alea despre nu, mine? Nu, voi fantastici, vreau și eu video cu bețivul și cu stâlpul. A. Deci efectiv faza cu Ariana Grande m-a doborât. Iubesc, ador răspunsul, interpretarea lui Drăgulin. Nu vine să cred ce a spus despre copiii de la 402. Sunt cele mai bazate desene. Deceptare, ai voie să te retragi de la Gianna Pittini când nu mai aveți nicio vizualizare. A. Deci să nu se retragă nimic. Asta îl pune niciodată la muncă și pe șeptarul, că sunteți nebun la cap, cum să-l puneți la muncă pe șeptarul, băi, ăștia. Așa, eu vă iubesc maxim, mă distrez alături de voi orice aș face, că sunt la muncă, fac mâncare, orice, să continuați. De ce ați postat pe acest cont și nu pe contul lui Speak, am zis? Leber, e de la Buzău, n-ai cum să știi tu Speak. În sfârșit, băieți din nota 10... Nu înțeleg de ce pe acest canal, am zis, ce, gata. E rupere, tată, e rupere, e peste rupere tot. De asta este atât de multă nevoie de Gianna Pittini, de Caterincă și de râsuri și de hăhăială și de cringe. Zi-mi ultimul film la care te-ai uitat. Cred că ăla, zăpezii aia cu aia care s-au... Tu de atunci tu nu te-ai uitat la niciun film? Păi nu de atunci, de acum o săptămână ești nebun la cap. Ok, oricum îți pare foarte mult. De acum o săptămână tu nu te-ai uitat la film? Da, pentru că am avut repetiții, am avut alte lucruri de făcut. Da, mă, când ajung acasă... Te culci munca, direct? Când ajung acasă, iubitule, munca actorului nu se termină la repetiții. Munca actorului continuă și acasă. Da, mă, am înțeles, dar când te bagi în pat, te culci. Munca actorului cu sine însuși. Știu, știu. Când... Da, da. Sunt convins. Da, mă, știu că nu-i doar scena, ho, ho. Așa. Nu, nu mă uit la filme. Doar nu când mă te bagi în pat să te culci. Da. Nu pui un film? Nu, mă uit direct la animeuri. Nu mă uit la filme ca să adorm pe filme. Pentru că la filme vreau să mă uit, nu vreau să adorm la film. Ok, continui a doua zi. La animeuri le las acolo și pur și simplu mi oferă așa o zonă de confort cumva și așa pot să adorm, pot să mă duc în lumea oniricului. Ok. Tu, ce filme ai mai văzut? Wonka. Am văzut Wonka. Beekeeper. Da. Antena Griselda. Antena Griselda. A, și tata a început să se uite la Griselda, da. Ai. Și nu mai știu. Eu în fiecare seară mă la un film. Foarte bine, felicitări, ești un om norocos. Da, pentru că cum twist-ul la anime, ori eu mă uit la filme. Atât am vrut să zic. Ești bine, frate? Da. Ești bine? Da. Ești ok? Bun, hai să-i dăm drumul dacă... Dacă e... Vă sună domnul Iohannis, haideți primi. Stai. Când bă, prre! Stai să zic, bă, ce zici, băiatul? Mamă, ți-ai făcut freza, mă, bine. Păi... Bine, mă. Da, fii atent. Dacă ai părul mare, Vlad, dacă ai părul mare... Stai. Nu, așa, bă, tigrul, nu băga invers, că ți iese ciufu. Stai să-i facă așa. Stai, mă, așa că e greu băga-mea și picioarele. Deci mi-am dat seama că... Bă, și știi ce am mai văzut? Am văzut niște fire albe. Tată, firele albe de la 22 de ani. Da, și eu tot așa am văzut când eram mai mic. Dar atunci albește și încărunțește omul. Gata, mă, tata. Să domnul Iohannis, haideți primiți. Veniți. No. De ce? E greu cu navet. Superb. Super. Mai dai o dată? S-a acceptat, vă sună domnul Iohannis, haideți primiți. Veniți. No. De ce? E greu cu navet. E foarte tare, pentru că omul, uite, este ancorat în comunitatea lui, de unde e el, în satul lui și nu vrea să-l părăsească. Exact. Deci singura metodă ca să fie prim-ministru pentru el ar fi să facă de naveta. Acolo. Da, sau dacă, bă, da, vreau să fiu prim-ministru, dar să fiu de acasă. Da, și de asta omul nu acceptă, e greu, într-adevăr, un drum naveta de fiecare dată. De foarte unde puțini e oameni ar zice asta. Da. Real. E complicat. Tu n-ai vrea să fii prim-ministru? Niciun caz. De ce? Nu, că am fugit toată viața de muncă și de responsabilități și niciun caz nu vreau să fiu. Dar n-ai fugit din muncă, bă? Nu, e o glumă, nu. N-am fugit de munca mea. Da, de muncă de genul ăsta și de responsabilități de genul ăsta, întotdeauna am fugit. Adică n-aș vrea să am o responsabilitate de asta. Mie nu-mi place să am responsabilități. Mie îmi place foarte mult de tine. Mie am vrea să te iubesc. Îmi place așa. Sărută-mă. Că ai... Sărută-mă. Ești așa, gata, ești... ești bărbat. Mulțumesc. Abia acum ți-ai dat seama Te-ai maturizat. Te-ai maturizat și ești așa, gen... E de la costum.
E probabil, cred probabil. De asta n-aș vrea să-mi retrag cuvintele. Îmi dă, îmi dă așa ceva. Cumva mă modific și eu după costum. Exact. Știi? Îți dă o atitudine de asta, așa de... Da, da, nu e nicio problemă. Stai așa că avem o oră la dispoziție ca să îți fur această imagine, să, să ți-o sparg. De. Hai să vedem. Coaie, iar atât băi cum fugi tu. Mamă, pe garda. Dă-te, în pula. Cred că aia aleargă cu spatele. Prostil dăinem. Era foarte tare dacă și aia începeau să vorbească invers. Erau șmecheri. Da, era tare. Într-adevăr. Păi, vă e frică de urs? Mie nu. V-ați întâlnit vreodată? Îmi place de el când dă o labă. Acum, mă rog, trecând peste latura cu laba și așa, adică, dar de ce ți-ar plăcea că ursul... De ce ai zice asta că ursul îți place de el că îți dă o labă? Da, probabil s-a întâlnit cu niște pui de urs și-o dădea cu lăbuța. Eu chiar cred că oamenii din zonele astea, din zona de munte, eu chiar cred că n-au teamă de urs. Adică n-au teamă cum avem noi. Acum, nu știu. Ce? Cred că se refereau la ursul matur. Totuși nu la ok, urs, am la înțeles, da, da. Și plus că puii mici nu cred că au descoperit lăbuța. Vezi, ți-am zis, dăm timp că... Puștul ăsta de 18 ani care a licuit părți din GTA 6 a fost condamnat pe viață într-un spital de nebuni. Pe lângă faptul că suferă de autism, gândiți-vă că a reușit să spargă baza de date GTA 6 folosind doar un Amazon Fire Stick, un televizor dintr-un hotel și un telefon, neavând voie să folosească computerul, pentru că în trecut a mai hecuit multe alte companii de miliarde. Eu zic că ar trebui angajat acest copil, nu condamnat. Tu ce părere ai? Scrie-mi în comentarii. Bă, ești prost. Nu știam asta. Da, eu cred că e fake news, pentru că eu, bă, ăștia de obicei licuiesc ei și zic după aia. Asta da, știu că domne, se face. Că asta e un gen de marketing, de PR. A fost licuit, a ieșit trailerul, dar acum n-avem ce să vă facem, deci păi da, să dăm trailerul. Poate verifica dacă puștiul ăla e închis sau dacă chiar... Că nu poți închizi un puști la nebun și... Mi se pare, dar bă, ce mi-aș fi dorit să fiu așa? Să intru prin toate găurile de internet. Da, cred că poți, nu poți să intri, de adică nu te poți pregăti în sensul ăsta. Ba, poți, ba, normal, dar nu cred că... Dar te bagă ăștia la pușcărie. Te bagă, na. Sau te angajează. La pușcărie sau te angajează, dar mai degrabă te bagă la pușcărie. Că nu știi pe ăla de l-o luat FBI-ul de la noi? Un copil de 17 ani. Da, dar astea sunt mituri, astea sunt, se întâmplă foarte rar. De obicei te mănâncă pușcăria, te bagă te la mănâncă pușcărie. Pușcărie. Asta zic, că sunt mulți din Buzău care la un moment dat erau super șmecheri, licuiseră tot așa ei niște, okay. Era o gașcă de asta, de licuiseră ei niște site-uri de astea de cumpărături de așa, deodată aveau oamenii case noi, aveau mașini, aveau, își luaseră televizoare, își luaseră... Da, pe asta e cea mai mare prostie. Și a venit într-un an de zile, i-a liniștit pe toți. Da. I-a liniștit pe toți. Înainte erau de ăștia, de șmeții care te rugă. În Bacău erau așa și Bacău eu la pe câțiva, dar tot așa pe... Dar ei făceau la modul, legeau cu cardurile, nu știu cum, și cum, nu scoteau banii de pe carduri, cumpărau chestii. Păi da, da, tot așa, cu cardurile. Cumpărau și vindeau produsele alea și cumva li s-o pierdut urma, gen, e mai inteligent un pic decât să tragi tu cu cardul. Dar bine, nu, ăștia nu erau hackeri, adică ce vorbim, nu erau hackeri. Nu, hackeri erau ăia din Râmnicu Vâlcea, acolo da, a fost. Da, da, eu zic de copilul ăla care o spart nu știu ce bază la o din asta, ori în America, ori la Pentagon, ori ceva, unde a descoperit, o lua niște dosare cu niște schițe al unor avioane, prototipuri de avioane. Ceva. Păi, era ceva, că a venit FBI-ul peste el, că... Da, ăsta cumva poate să fie un interviu de angajare pentru ei, că într-adevăr sunt unii care nu licuiesc nimic, doar le dau după aia mesaj și le zic că uitați, vedeți ia că v-am vedeți, spart da. Asta, tată. Da. Ce ziceți de mine? Da, da, da. Și l-a luat acolo? Direct de acasă, dar am înțeles că l-ar fi angajat. Da, bravo lui. Nu mi-a zis un băiat de la FBI, da. Dar așa, na, se speculează. Bravo lui. Tare. Whoever invented the earthquake bed was a genius. It doesn't look any different than a regular bed. But when there's a big earthquake, the vibrations will be captured by the bed's high-precision sensors. And then the person and the mattress fall into this big box. Boy. All this will be done quickly before the house collapses. The case is made of high-strength alloy steel, and is supported by a number of solid steel. Normal wall collapses can't harm it. The bottom of the crate contains not only a large amount of food and water, as well as firefighting and medical supplies. Boy, with side vents, there's no need to worry about oxygen deprivation.
insulation. The exterior of the box is covered with a layer of fireproof material. Don't worry if there's a fire outside. It can even send a distress signal to the outside world, so that the rescue team can find it at the first time. Meanwhile, there are many styles of earthquake beds to choose from. In addition to the regular box, there are also lifting models, sliding models, double doors open models. Even the gullwing doors on cars are fitted with it. So do you think this earthquake bed can save your life in the event of an earthquake? Bombă cu aia, bravo! Asta îmi rezolvă o mare anxietate, deci dacă găsesc pat de ăsta meu... Îți iei? Deci e prea șmecher. Ești nebun? E prea șmecher. Păi nu, nu mai e nicio problemă. Bă, bune, atunci cu tremurile nu cred că o să mai fie o problemă. Bine, acum, na, dacă stai la etajul 7... Nu te lovești, nu mori, nu mori. Nu mori? Oricum tu ești în pat, când cazi, cam cât de rău să cazi, nu știu, mă gândesc. Păi nu știu, te prinde cutia aia, tu ești practic în sarcofagul ăla, da. Dar în același timp poți să dai cu capul de toți pereții. Ok, da, nu cred că mori. Îți mai rup ceva, îți mai astea, dar nu cred că, da, nu te murezi. Asta e. Dai tare. Da, bă, dar eu știi ce mă gândesc, de ce nu fac ăștia un sistem pentru avioane, mă? Practic, locul în care stau oamenii să-l facă ca dintr-un container mare. Păi... Sau ceva, să umfli, să iasă niște parașute, să ping ceva. Că așa ai scăpa. Păi asta îngreunează foarte mult avionul, probabil. Da, probabil și probabil că nu cred că sunt parașute să duc atâta greutate. Ba da, mă, sigur că ea cu rachetele alea de la, cu SpaceX, tot ele cu niște parașute sau nu mai sunt? A, nu, sunt cu din aia inversă, știi? Da, nu sunt fezabile, ar fi foarte costisitoare. Da, ar salva vieți în același timp, adică... Asta na, zic. Dar sunt bolagii, prefer... Na, hai... Adică preferă, nu preferă nimeni. Don't wanna take it slow. Just wanna let you know. Ma. Ready to spend some time. Asta n-am văzut-o niciodată, nici cream că există. Aolo. Asta-i. Uite, cheamă... iubi, ți-am făcut cadou de Valentine's Day. Uite. Ăsta e cadou meu pentru tine. Wow, efectiv e peste tot. Nu pot să cred, ului, vezi fața peste tot. Hai că și după aia te întreb de ce te urăște. Da. De ce... De ce mă înșeal? Că te văd peste tot. Păi și de asta, că nu mai... Gata. Da. De ce a murit iubirea între noi? Bă, dar ce bă, Lanu? Bă, iată, da. Eu, dar stai pic. Ce voia el să arate? Adică să rezolvi ce? Nu voia să rezolve nimic. Voia să vadă să dacă într-adevăr... Da, să se joace. Practic e ca meme-urile alea. Fată, cred că mă înșeală. Și ce fac băieții, de fapt. În sală, da. Efectiv. Fă-le-o, dar cred că ce te doare mâncătul, gurătul, leu. Probabil. Dovada faptului că drăguț nu înseamnă neapărat și inteligent. A, ăștia ce? Capibara. Dar ăștia din ce familie fac parte? Tot rozătoare, rozătation. Așa, mari? Da, sunt mari. Dar drăguț rău, dar n-am văzut. Să avem o capibara aici, să iau așa, să o smotocesc. Vine un coafă tot scris. Păi da, dacă avem o capibara, aveți când îi roade toate cablurile astea. Să pune cu Cosmo și Gros. Pui bodniță. La capibara. Nu rod. În ce țări trăiești capibara asta? În ce zone ale ei? Ia caută un pic. N-are idee, tata, ea. Ia vezi, tata, pe unde trăiește capibara. Pe unde mai trăiește, domnule, capibara? Unde își face veacul? Da, eu cred că există. Avem și noi capibara. Ha? America de Sud, da, ok. În America de Sud, departe. Capibara, și ok, da. Bun. S-a dus în iad mâncat. Oală, cum? Nu de ajuns coaie în peștera lui Superman să-mi bat. Hai să moară Cipri mai deodată. S-a dus. Oală, fătă-i Crist. Ce mai faci cu aia? Cum? Sun, cred că. Sun la gardă. Sun la poliție, la ce nu-i zic. E bine măcar că se mai vedea soarele în ploaie, că totuși era lumină, dar... Mamă, dar ce jos o dus, bă. Cum mai urci cu aia? Cum mai urci de acolo? Că oricum era, pare că era destul de moale zăpada. Da...
frage de situație. Mamă, sărac. Mă rog, din moment ce o postat, cred că trăiește. Sau nu cred că o postat de acolo. I-au găsit telefon. Nu, cred că o postat din grota aia de acolo. Hey dad, can you give me a random Disney movie name? Rapunzel. Rapunzel. Hard did Rapunzel. You got another one? How about Beauty and the Beast? Beauty and the Beast. Okay, that's a fire movie. Awesome. Okay, now can you give me three random words based off that movie? Rose. Okay, Rose. Perfect. Monster. Monster. Can I say Beast? You can, yeah. Cool. All right. Rose, Monster, Beast. Okay. We built the road. It's not just a road. Okay, cool. Okay. I think I have something that could be dope. It's gonna be a little sad, but I feel like you might like it in the end. Let's hear it. Okay, cool. So we can say something like, I thought you could change me, rewind the past, and rebuild the rose, fading out in the glass. But it's all just a daydream, you can't change it back, and you would be crazy to love me like that. Cause I'm just a monster, I'm just a freak, a beauty like you was never meant for me. Or was it not foolish for me to believe that you could ever see me as more than a beast? You're so beautiful, you're so beautiful. Wow, that is actually awesome. You like it? I do. Adevărat, dacă aș fi... Dacă aș fi cântat așa, aș fi cucerit lumea să-mi bată. Doamne, eu dacă cântam așa, nu mai ești nebun. Hai de capul meu, ce talentat sunt unii. Am nenorocit viața. Asta e situația, ce să-i faci. Da, oricum, mai e cineva care cântă așa ca el, e Justin Bieber. Deci, da. Deci pare rău. Deci pare rău. Da. Da, mai există unul care este mega mainstream, adică n-ai cum să-l întregi pe ăla. Dar am văzut că a avut acum un concert, n-a mai avut un concert de 2 ani și a avut... A avut și el concert. Făcut o firmă? A făcut o firmă. Până și-a făcut PFA-ul, până astea că s-au schimbat legile și așa. A, ce mi-e dor de concerte, așa? Și, nu, bă, pare că e cam... Prăjit? Nu prăjit, are 29 de ani. Dar pare că e treapt, așa, e prins cumva, parcă nu mai are chef. A, bine, cred. Că nu mai au legătură show-urile lui cu felul în care, adică stă doar pe un scaun și cântă alea pe care le cânta. Cred că nu mai poate. Da. Sau poate de la boala aia? Bă, nu că poate, dar nu, pare că nu mai are chef. Nu mai are chef. Adică, efectiv, e așa. Așa, cu asta și fără asta, na. Probabil că e și normal. La sutele de milioane și la sutele de concerte de le-au avut. Da, și de foarte mic. Cred că e mega rodat și bag și pula. Deși oamenii de acasă n-au cum să înțeleagă asta, dar orice lucru pe care îl faci de multe ori, într-una, indiferent de la un dat nu mai contează banii și faima și alea, la un dat te vei plictisi, nu te vei plictisi, dar te vei obișnui, da, va fi ceva se banalizează orice chestii. În afară de Jeană Pitini, asta nu se banalizează niciodată. Eram sigur de asta. Asta devine mai șmecheră pe măsură ce trece timpul. Hai! Băga mea și te cu bășin cu aia. Bășin și câini. Așa fac. I-a dat-o să fă tempo. Bă, dar așa fac. Băi, și dar nu morții tăi. Dar eu nu cred că-s reale, mă, bășine. This is my new carpet. It's new! No! Yal! Da, tot timpul. Oh. Oh gosh.
Ăla asta demonizat. Dar aici nu cred că-s reali, mă. Eu cred că fac, știu că câinii fac așa și cred că îi li pun sunete. Nu cred că-s reali. Real, nu cred. Ești nebun. Când îți vine râla, s-o dai. Nu stai, scoți telefonul, filmezi pe grivei. Dar știi că sunt unii care fac la comand. Ce? Să băzi la comand. Ei, cum? Da, care să râlează la comand. Să râlesc. Să râlesc la comand. Da, mă, da, aveam la un moment dat un tovarăș, 5-12, care putea să bese la comand. Adică, și, că pe noi ne amuza foarte tare că prostul își dădea foc la bășini, știi? Păi așa, stătea așa și zicea, mă, Trif, hai! Și dădea, țc, și o dădea, mă, și cum, și dracu, de unde avea aer, pula, de unde avea gazi? Era talentul lui cu aia, să bășea la comandă. Ok, ăștia nu cred că să băs la comandă. Bă, sunt, se pare că sunt băs oameni care... Înt? Băs înt. Da, tare, dar foarte drăguți animale cum reacționează la, să zicem, la sunete, că na. Câtă durere, ce dramatic, mama, câinele care asculta prea multă muzică, a auzit vibrato. Hai, pui încearci afal pe el și direct, direct Casper. A pus ou, a pus zahăr, făină, ce pula mea. Ce dracu a pus acolo? Lapte? Lapte de la mamaia, lapte de capre. Ia, amestecă, ia o de șpârcă, dracu, ce e acolo. Ia, mai pus o leacă peste. Bravo. Bravo, mâncați. Și vezi asta, dacă i-ai dat să bea la câine de asta, ou cu lapte, face câinele vibrato. Păi nu, bă, da, bă, să știi că ou cu lapte, atunci când te doare foarte tare gâtul. Păi da, e foarte bun, e foarte bun. Pui dacă... ou, lapte și miere de albine. Da, 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 păi asta zic. De, real nu e nimic rău acolo. Nu e, dar dracu știe ce-o fi, că nu sunt sigur că ăla e lapte. Dar ce poate să fie spârcul ăla? Nu sunt sigur că aia e făină sau ce dracu o fi. Eu am crezut prima oară că se pregătește să facă o omletă. Dar, și la fel. A zis că face scrambled eggs. Da, dar nu. Oamenii se pare că acolo efectiv beau asta pe stradă, adică beau... O să facem și noi un food tour de asta. Adică mie mi se pare asta o băutură foarte intimă, nu știu de ce asta, laptele cu ou, mi se pare așa o băutură pe care să o bei acasă, nu pe stradă, nu știu ce să zic, apare, mi se pare așa o băutură intimă pe care să o bei acasă. Băutură intimă? Da, da, da. Dar care e băutura publică? Băutură intimistă. Arhiu? Cafeaua. A, cafeaua. Da, cafeaua. Cafeaua, da. Pentru mine. Dar asta e, da, e, bă, bravo lor, na, nu știu, habar n-am. Cum ar fi să am un cioc de ăsta așa, explodat cu mare domn? Mă, nici nu m-am uitat la ciocul lui. Ești nebun? Ce să ia, mă, cartofi, ce dracu? Iau ce e acolo, ce... Col că e... Câzele. Bravo, mă, ia uite, i-a pus alea că dă cireșii ca așa pe... Aute cum umblă gâzele alea, să mă arăma, ești nebun. L-a făcut om. L-a făcut... L-a făcut om, mâncați aici gura. Ce dracu e aia, bă, acolo? E piure de legume. Ce dracu ți-am crezut că-s cartofi? Ah, nu, mă, cred că e fructul pasiunii, mă. Cred că înăuntru-s din alea de la fructul pasiunii. E carne. Nu-i carne, e niște carne. Biluții din alea, ca niște... Ah, cred că e bun la gust. Zi tare dacă ai ceva de zi. A? Ca la aloie. Ca la aloie. Ca la aloie. Ca la aloie. Da. E ca la aloie, mă, tatăm. Pinim. Dacă e ca la aloie, dă-i. Eu te mai cântăm să mai iasă dracu din noi, că am și murit. Hai, vino, vino, vino la mine. Hai, vino, iubito, știu că ți-l la tine.
departe ești de mine și nu te pot uita. Privirea ta cea dragă în mintea mea va sta. Departe ești de mine și nu te pot uita. Mamă, pe două vâșleru viața mea, numai că ți-ai cam luat pe-n surprindere gâtul. Știi ce zic? Că creierul știe piesa, dar gâtul n-a auzit-o niciodată. Uite, vezi că mi-aduc aminte de când eram mic, de avea tataia un țap și ne dădea și nouă bani. Tataia nu țapul, ne dădea bani să mergem să ne luăm înghețată și ne-a luat și noi odată înghețată, eram pe-n curte și venea țapul și cerea. Și noi copii proști i-am dat, ia țapului și mănâncă înghețat. Și a răgușit țapul și s-a dus noaptea pe la fereastra, pe la mamaia pe acolo și a început să o răcăi, să jelească cu vocea aia, așa cum are băiatul vocea, dar s-a speriat mamaia, a crezut că e străbunicul, dar chema mamaia preotul. Vă dați seama că am tăcut de-n gură, n-am zis la nimeni ce s-a întâmplat cu țapul ăla. Doamne ferește! A spus de alea clasice șeptar. De alea vechi, de ce mă minți, de ce mă minți, că știu că nu ce-i. Nu se mai fac manele ca odinioară, Doamne, mi-o aduc aminte. Dar de ce oare? Da, era o perioadă mai romantică, acum, cumva, odată sau că cu, să fac prea multe acum? Odată cu trapul? Nu, odată cu societatea, cumva, așa evoluează. Atunci era o perioadă mai romantică, într-adevăr, era lumea mai apropiată de suflet, de iubire, de asta. Da. Acum pare că s-a dus într-o zonă liberalistă, așa cumva, într-o zonă foarte hedonistă și se vorbește numai despre bani, numai despre asta, da, știi? Dar înainte, păi mi-aduc aminte aia care-i maneaua mea preferată de-n toate timpurile, domnul Spic, o mie de ani, o știi pe aia, da, de la Liviu Guț? Deci când începea aia, bă, vă rog eu mult de tot, o mie de ani Liviu Guț, și după care vă întoarce. Deci când începea aia cu, știi că începea cu o poezie, recita... Da. Cine te iubește? Sau nu? Te voi iubi până când moartea ne va despărți. Și după care intra ăla cu vocea... De, Liviu Guță cântă de cremenește. Cântă de rupe, bun. Deci fii atent, stai așa, nu. Trebuie să vă pun începutul ăsta. Deci mie mi se pare cel mai wholesome început de manea. O mie de ani. Liviu Guț. Când m-am trezit azi dimineață n-am crezut că vei pune o manea. Doar începutul atât. Deci mi se pare extraordinar, bă, băiatul. Extraordinar. Ia uzi, până când... Ia uzi. Iisus Hristos, o mătii, că-ți vine să o iei razna, să mă apuc de băut de la 9 dimineața. Vreau să împac viața cu tine. Da, mă, da, aveam mai mult suflet. Aveam mai mult... Și poate da. Și mai mult talent, dacă mă întreb. Da. Hai. Fost o paranteză. Da. Profesor Xavier. ¿Qué coño has hecho? Escúchame, ¿eh? ¿Qué haces? ¡Estoy concentrado, déjame! Prea ură face de el dracu, ia uite. Putem așa strâmbăturile tale. S-a strâmbat și eu. Mi-a dat țeapă să mă... Doamna aia râde ca mine. Ce copilărie tristă, cred că a avut. Vezi dacă vrei să tragi pe maică ta? Vezi, în străinătate își iau... Își iau bucata. Aici nu prea să prind doamnele, adică... Sau acceptă, mă rog, fără nicio problemă. Bă, dar m-am fut în strâmbăturile lor, la sincer. Sincer, bă, de ce pula mea trebuie să te strâmbi? Băi, bulajul. Ce pula mea te strâmbi? Vreau să-i strâmbătură în pula. Ți iau o pula, băi, strâmbătură. Bro, certified city boy.
bărbatul. Ei, cu mare. Ce pasă? Ai, cu mare, nu le. Vine acasă. Crezi că e reală? Dacă este reală, tot respectul pentru acea comunitate, pentru că oamenii aia au știut exact ce să facă. Da, s-a oferit, și l-au ajutat pe băiat. Și l-au ajutat pe băiat să acopere, să acopere mica problemă. Dă-i mai departe că ne ducem. Dă-i se putea transforma într-o mare problemă. Deci săptămâna trecută am avut aia cu banca Skrillex. Asta e căruța lui Van Buren. Asta e ultima. Adevărat, să ducă ea pe Marte. Vor să pun acolo primii oameni pe Marte. Au scos ăștia Apple Vision de-alea, de vezi tot așa, în jur. Ia uite căruța. E ultima. La noi. Și cu boxe, stai pe boxe. Da, bă, normal, Liberty Parade. În amintirea ceea ce a fost. Liberty Parade, bă. Voi ați prins Liberty Parade? Ultima asta. Da, bă, ce se distrează, bă. Și mi-a plăcea să am o viață simplă așa. Cred că pe ăsta nu-l suportă nimeni din sat, zâmba pula. Cred că nu-l suportă. Aoleu, iar e bulangiu ăla, băga mea. Ce-a făcut pula. Căruța, ai văzut? Fotu-s căruța, mătii, să-ți fut. Aoleu, iar iese bulangiu ăsta la prășiță. Mamă, luați-i dreacu pământurile. Îți dai seama să nu mai iasă cărnatul. Da. El n-are pământuri, de fapt, dar așa iese el cu căruța. Disturbing the village. Da, efectiv. He's disturbing the village. Băi, bulangiu. Cât avem filmat? Oh, bun, și câte videouri mai avem? E bine, mă. Avem, suntem în timp, suntem în grafic. Care? Ce? Che? Mai dă-i o dată. Che? Eu nu soy. O scăpat aia, căzut. Bine că nu s-a spart. Na, o leacă de spumă n-a făcut rău niciodată pe fața nimănă. Da, plus că oricum aveai de gând să o bei. Da. Tu tot te uiți la poză, vrei să-ți arăți bine nu, în poze? Nu înțeleg ce fac. Da, și da. Păi asta e, dacă e cineva care face poze pe aici, pe în jurul meu, evident că mă ar întorc trebui, și eu după el, că să-l servesc pe Liviu, băiat. Tu mă auzi. Ar trebui din pozele astea de le face Cosmo să editez una lui Drăgulin, să-l pui undeva. Stând pe canal. Cum adică undeva? Undeva. Păi unde? Nu aici. Vedem, ne gândim. Să mă pui în orice altă, da. În orice alt context, în afară exact. De asta. Sigur că da. Că mă gândesc că l-am dat, vor fi cam aceleași poze, doar că îmbrăcați diferit. Așa să-mi iau și eu o poză, două, să o editez. Da, foarte bine. Foarte okay. Bine. Abia așteptăm să vă arătăm pozele editate. Oare unde vom fi? Foai, ce bună e asta, bă! Mai dă-i o dată, extraordinară! Mamă, foarte bun! Deci căutați video-ul ăsta și hai să-l facem viral, să ajungă peste tot. Să punem și noi drapelul nostru așa cum trebuie și cum merităm. Prin imogen. Să ne vadă prin imogen. Bravo, Coai. Oricum e super șmecher. Place mult de tot. Da, da, și mie. Mamă, dar omul ăla chiar plânge, adică asta e luată chiar de la o nuntă. Da, 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 da.
Bă, dar tu ai văzut piesa asta că o spart TikTok-ul? Șucarule, șucarule. Păi e de ceva timp. Știu, dar o spart peste tot, ești nebun. V-am zis, domnul Spic, dacă nu se mai scoam manele așa cum trebuie, rămâne lumea cumva foarte mult timp ancorat în ceva. Dar nu, dar nu doar în România, vreau zic. A, dar unde? Și afară a spart asta? Da, maneaua are potențial. Știi mare. Foarte bine că reapării din afară au tot dat share și au descoperit maneaua și le place. Le place. Ha. Numai că se întâmplă ceva cu noua ordine mondială, că nu îi lasă pe ăștia, pe al de Florin, al de... să iasă, parcă mie mi se pare extraordinar cum rapperi ăștia au descoperit și actorii ăia din state și așa, să tot filmează ascultând manele și așa. Da. Dar cu toate astea, nu face nimeni un featuring, nu vrea nimeni zona asta. Că e greu de... Cred că e greu. Cum are cu să fie greu? Dar așa din partea lor, știi, să vină din partea aia, să zică, băi, vreau să fac asta. Dar nu o să vină niciodată, bă. Da, păcat, pentru nu că... se vine niciunul mare de la mamă, îmi place băiatul ăla, vreau să fac fit cu el. Niciodată, ești nebun? Ce chestie? Adică, m-aș fi așteptat cel puțin din partea lui Snoop Dogg, care oricum nu mai are nimic de demonstrat. Adică, de aici încolo doar să joacă... Nu, că e vorba de management în spate, de case, de discuri, drepturi, producători. Nu că vrea el, vreau să fac piesă cu ăla. Ești nebun? Nu o să vină niciodată. Copilul, eu copilul. Da, ești. Șucărule, șucărule. Asta e moartea mea. Froșeră, foșer. Bine, e ca doamna aia cu TikTok-uri din criptă. Da. Froșeră, foșer. Dar nu, dar eu cred că e făcută. E, na. Acum... În fie, bădăran. Bă, Iuliane. Băi, frate, de unde ai luat cartofii ăștia, mă? Bă, mâncați-și. I-am cu frisbee. Se întâmplă. Dar cum dracu să lipesc, mă, cartofii așa? Am pățit și eu. Nu așa. Au făcut aia horă, direct, au ieșit cartofii la horă. Da, nu. Mamă, ce mai mâncam înainte, cartofi cu ou și cu brânză. Bă, nu ne despărțim să-mi bat, bă, orice s-ar întâmpla. Bă, rămânem împreună, să... bă, murim împreună, am crescut împreună, suntem toți același cartofi, să oare mama, ori toți, ori niciun. Da. O făc cartofi sindicat. Așa. E extraordinar. Da, mișto ar fi să facem și noi, să vedem dacă chiar se poate. Dar sunt convins că se poate, că nu mi se pare ceva. Dar vezi că ce înseamnă creativitatea? Da. Așa aș putea și eu să mint. Fără nu trebuie vreo nebunie. Așa aș putea și eu să mint. Că te duci de asta, vacanțier de asta. Eu călătoresc astea și așa. Da, mi-ar plăcea, bă, să călătorim. Dar să scap tu de filme, de astea stii. Bă, dar am și eu o întrebare. Noi putem să fim acum, de exemplu, pe Marte? Noi am putea să fim pe o stație spațială, da, să se vadă... Da. Și de ce? Suntem toți în această sufragerie. Dacă păi, tot uite, avem... la următorul episod putem să schimbăm, punem ceva. Să fim și noi pe o stație spațială, să vadă Pământul, să fim pe Marte, să fim pe... Nu știu, da, mă, putem. Unde s-a creat conștiința universală, nu știu, cu Dumnezeu, cu... Putem. Să ocupă, uite, ți-o promis de... Păi de asta, dacă tot am dat banii, zic, măcar să călătorim. Să călătorim, dracu, că am dat banii, dar tot în apartamentul ăsta stând de ceva timp, știi? Da. Schimbăm. Următoarele le facem. Aia zic. Hai. Doamne ajută. All right, this is officially a dream come true, right? We got the NBA dashboard over here. I'm watching the NBA game. Let's go Heat. Right? I can just grab the corner, make it smaller, but then I can also make it huge. Like, Doamne, mi se pare extraordinar. And it feels real, like it feels like it's in my space, like look, half my dog is not even showing up. What's up, Archie? I'm walking through here, I'm going over here to grab this, right? Like it just feels real. I got Twitter over there in the corner that I can just look at and then just swipe through, like it knows that I'm looking at it. Of course, everything is Vision Pro. Tap this, I can go to Safari if I want to, click that open, grab this, move it behind me maybe, so it's not in my way of anything. Eu mai mult pentru asta mi-aș lua asta. Now I'm on YouTube.
Let's pause that. Let me go back to the game. Press play. It's just amazing. It's amazing. Eu am o luptă. Eu sunt într-o luptă acum nu cu mine. Nu știu dacă îți dai bani pe un... Da, e foarte, foarte scump. Sunt 3.000, nu? 3.500. Shit. Foarte scump și mie că devin... Palalila. Da. Și dar vreau să văd, aș vrea să mă joc înainte cu ei, aș vrea să pun mâna pe ei înainte să îi dau bani. Știi că mi-am mai luat eu două perechi, eu cu șoarecu să mă joc de ăla, tot VR. Quest, mort, așa, nu știu ce. Ei, m-am jucat două zile și atât, și după aia așa cum asta. Stau în cutii, adică nu, m-am jucat un pic. Ping pong box, unde ăsta cu, cum se cheamă? Secret room de ăsta. Și cam atât. Asta e periculos, că mergi cu ei pe stradă și e cam reală treaba. Păi sunt filmuleții cu oameni care merg deja pe ia stradă. Ia dai mă, avem, mai, avem filmuleții cu ea pe stradă? Da, uite, uite. La metrou. A, de asta e periculos. Da. Începe Black Mirror, gata. Am început Black Mirror. Da, și pe mine cred că mă pierzi. Adică dacă faci asta, adică nu, faci zgeană pe tine cu mine, așa. Da, 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 zi, scuze, da, deci da. Deci îi dai jos că vezi. Aici. Da, și vezi, da. Vezi, ești nebun. Adică mă uit la un episod, bam, aici episodul și în același da. Timp da. Și performez aici, în măsura în care pot să mai performez. Da, o început. Da, să știți, vă zici fratele vostru, a început sfârșitul. Nu mi se pare că e sfârșitul, mi se pare că e un pas normal, logic, înainte. O să vezi. Pentru că, la urma urmei, cu asta, adică ăsta e viitorul, de fapt. Nu e sfârșitul, este abia începutul unei alte ere, pentru că de aici încolo este nemurirea. Este homo deus. Este omul care încearcă să devină Dumnezeu și se va putea viața veșnică prin tehnologie. Așa vom putea să trăim veșnic. Și tu ești fericit? Eu da. Eu vreau să trăiesc veșnic. Și eu aș vrea să trăiesc. Adică dacă s-ar face cumva niște teste, ceva? Guvernul ar face niște așa, eu aș fi primul pentru asta cu viața veșnică. Pac, vreau să-mi pun memoria acolo, să fiu, pa, pulam. Oricând, deci pentru asta m-aș băga. Deși cine dracu să, de ce ar trebui să trăiesc eu veșnic? Na, dar... Și eu cred că-ți va ajunge la asta. Păi asta e, așa se va, așa se preconizează. Dacă știi și aia cu AI, ai văzut, era la un moment dat proiecțiile alea cu AI care se tot transforma omul. Da. Din maimuță se transformă, evoluează și la un moment dat devine robot din ce în ce mai mult, devine da. O mașinărie. Așa, asta va fi următorul pas. Mi-aș dori să prind asta, invenția nemuririi. Adică, mă rog, dacă o prind, cred că o să... Dar nu știi cine e. N-avem noi ce pula mea să prindem. Asta e, deocamdată, e, practic, am descoperit focul sau ceva. Bă, adică, nebunule, practic, nu-ți dai seama cât a evoluat tehnologia nu în, ultimii 20 de ani. În ultimii 5 da, ani, da, ești da, nebun. Da, da, da. Îți pare extraordinar că putem face asta. Ce că există, bă, că există chestia asta în care poți să dai lucruri deoparte, poți să stai... Noi dacă n-am avea AI aici, noi ne-am mișcat foarte greu cu emisiunile, cu toate alea. Uh-huh. Real vorbim. Da, uite, vezi, tare. Oh! Oh! Ai făcut rău cuiva. Sigur de te-o blestemat fix de ziua ta. A uitat să pună corega. Bă, iar ajungem la corega. Aș mânca un desert ceva dulce. Da, nu uite, vezi, asta e. Se pare că, uite, corega este sponsorul neoficial al acestui sezon. Dar cum ar fi să vină corega să ne sponsorizeze? Nu puteam să mă gândesc vreodată. Ar fi number one. Deși degeaba, că nu cred că publicul nostru este pentru corega. Adică... Da, dar eu dacă aș fi la corega... Ar putea să eu dacă aș fi la corega, eu aș face de-astea mai disruptive așa. Real vorbind, dacă nu e ca și cum nu vând ei. Vând, dar nu la publicul nostru, la oamenii noștri, public... că să sperăm că nu... Da, dar publicul nostru o să ajungă și ei la un dat în punctul în care asta poate sigur, vor avea nevoie. Asta sigur, dar pentru asta există oameni ca Fuego. Deocamdată, în 2024. Da. Sănătate, Doamne ajută! Hop și așa. Rap, 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 tap, tap. Ce?
încerca să fure. Da, ăia l-au tras înăuntru. Și acum al dracu, ăia au încercat să-l scoată de acolo, n-a înțeles nimeni ce dracu. Dar era, e la noi în România? No. Nu. Ar putea să fie oriunde. Ar putea. Prea, practic, adică nu pot să-mi dau seama după nimeni. Și în preajma Crăciunului, uite că sunt acolo, da. E beteală, e asta, n-a ce să-i faci. Viața e greu. Which country's flag is this? I don't know flag. Portugal, baby. Soarele. Atâta timp cât stă pe cer, ține de cal la toată lumea. De să vă gândiți că nici ploaia nu o să țină la infinit. Luați-o cum vreți, mă, dați-vă dreptul de fraieri. Bravo. Bun asta. Următor. N-ai ce să zici, e irefutabil. Tare, hai să facem și noi. Ce asta? Acum. Practic pui mâna acolo și ți-a bătăile inimii. Să se aprinde. Pulpăie tot parcul ăla. A, ce cu, tare. După bătăile inimii tale, după cum dictează inima ta. Are. Da, da, în același timp poate că sunt oameni care vor să citească, îți dai seama, și stă pula mea și zic, băi, cu găbea și pula în inima ta. Ce omule, mă, băi. Auzi, fata lui tata. Bravo, fata mea. S-a uitat la Gian. Sau așa, da. Și-a vrut să-l imite pe Drăgulin. Mai avem, bă? Mai avem, bă? Nu. Nu mi-au morțit picioarele. Ce mai avem, domnule? Nu e legată de nimic? Acum să leagă, mă, cați. Nu, nici măcar acum să leagă. Bă, e legat în fața, are, uite, vezi aia roșii. Vezi? Ața aia. Dacă se rupe ața, va fi dureros. Bă, pare că e în pericol, adică, sincer. A? Nu-i legată, mă, dă nimic, ești nebun la cap. Ce cred eu? Că de fapt e întoarsă. A? E întoarsă imaginea sau chiar? Și bă? Mă gândeam că ea cumva face asta pe lateral. Știi? Cumva și dă impresia că nu, chiar e groasă jos, chiar e. Chiar poate să moară. Face asta vreodată, Doamne Maica Domnului. Ci bine pe fotoliu ăsta, chiar dacă mi-a amărțit un pic piciorul stâng. Da, mă, ne doare la banană, lasă, faceți voi, că noi ne uităm, da, la voi. Da, noi nu ni place de aici. Hai! Confortabil, bine. Soția ta cumva? Da, bă, cred că... E Milka aia? Mi-au dat lacrimile, ești nebun la cap? M-am lacrimat instant. Ceva. Era și timpul ca în aceste lanțuri
să fie și o reprezentantă a României. Și ce reprezentantă mai bună puteam să avem decât pe Mădălina? Mădă. Cum îi mai zici tu? Fac asta gen cu o oră. Seama că doi dârlăi se uită la Mădălina Ghenea și nu zice nimeni nimic? Ăștia sunt pe cei mai rezistenți. Mai au loc cuvinte. Șoaricul e nebunită după ea. Eu, e foarte frumoasă. Doar că, da, am mai auzit și eu niște lucruri și parcă mi-au mai schimbat un pic filmul. Nu s-a terminat, tot i-ai? Nu. Ce am făcut? Am ieșit în filmul cu Mădălina? Da. S-a terminat visul? Da, a, nu. Mă rog. Da, ai intrat pe Instagram-ul ei și ai descărcat toate materialele? Da. O oră, o oră stăm și facem asta. Nu pleacă nimeni de aici. Nu pleacă nimeni. Bă, da, ia câți ani are? Ia caută-mi pe câți ani are. Arată nu foarte bine. Nu se vorbește asta, nu contează. Arată foarte bine. Ha? 36. Ha. Doar cu 3 ani mai mare. Mai mic ca mine cu un an. Dar asta nu ia. Li combini? Sau e din același film de-al ei? Păcate nu. Bă, tu ți-ai dori o iubită gen Mădălina Ghenea? Nu știu, dar barna. Nu pe ea, am înțeles. Genul ei. Da, sigur. Da? Băi, da, barna, nu știu. Eu știu ce mai vreau. Mai stăm? M-am plicit, dar adică asta, nu știu, mai văzut. Bă. Auzi, dar poți să te întreb dacă vă mai urmăriți? Nu ne mai urmăriți. Ei dat unfollow. De ce? Că și ea mi-a dat mie unfollow și i-am dat și eu unfollow. Deci Mădălina Ghenea ți-a dat în fond. Da, și eu ei. Și n-ai întrebat? Nu știu care știre. Asta e, care știre? Și n-ai întrebat? Eu ei sau ea mie? Mă, da, de ce mi-ai dat în fond? N-am mai întrebat, n-am mai simțit nevoie să... Să termină, forțe. În fine, cum de altfel, iată că se termină. Așa ceva... E foarte periculos. Periculos is my middle name. Deci așa ceva e foarte periculos, ai grijă ce așa dorești. O fi. Așa o fi. Că știi care... Duda, ai foarte mari șanse să se întâmple. Bine, știți ce sunt ce pentru... Stai, știți... Doar că i-am zis că are șanse. Nu, să există... Se întâmple. Nu.
că chiar ai, adică nu mănânc căcat. Există mari șanse, mai mari șanse să se întâmple episodul de săptămâna viitoare din Îzgeană Pitin. Asta, asta vreau da, să zic, dar... Asta da, mă, că stă în mâinile tale, dar... Eu zic eu, din experiență. Nu mai stai. Vă zic că vă pupă, fratele, cu mulțumim încă o dată pentru story-uri, dați și voi share-uri, abonați-vă, că e foarte important, ca să primiți notificări când postăm ceva. Vă pupă Drăgulin și fosta lui iubită Mădălina Ghenea. Vă pup și vă respect 100.000 de ani. Pe tine, Mădălina, nu te mai pup.